ALDEA a decis să iasă de la guvernare și să treacă în rândul partidelor de opoziție. De asemenea, formațiunea politică a anunțat că are în plan o alianță cu Pro-România, iar la alegerile prezidențiale îl va susține pe independentul Mircea Diaconu. ALDEA a decis să iasă de la guvernare și să treacă în opoziție. Liderul partidului, Călim Popescu Tăricianu, susține că alianța cu PSD... A funcționat defectuos. Coaliția a funcționat defectuos. Am încercat să credităm această guvernare pentru că am considerat că e nevoie de o anumită stabilitate politică și nu am obiceiul să fac opoziție în cadrul guvernului. De aceea am considerat să ne despărțim. Noi vom trece în opoziție. Am renunțat la candidatura la prezidențiale pentru a nu se mai spune că intenția de a părăsi coaliția este bazată pe decizia PSD de a-și desemna un candidat la prezidențiale, a declarat liderul ALDE, că limpopesutării nu a mai precizat că la alegerile prezidențiale, formațiunea pe care o conduce, îl va susține pe Mircea Diaconu, iar legat de alianța cu Pro România, cele două grupuri parlamentare vor merge separat, dar își vor coordona acțiunile. Am discutat acest lucru cu cei din Pro România, în special cu Victor Ponta. Nu sunt luate decizii în acest sens, dar așa planificăm. Vom acționa coordonat la nivelul celor două camere ale Parlamentului. Inițial am vrut să facem un grup parlamentar comun, însă experiența ne învață că e mai avantajos să funcționăm ca două grupuri decât ca unul singur. În schimb, la Senat se vor alătura câțiva senatori membri ai Pro-România, a declarat Călin Popescu-Tăricianu. Acesta a adăugat că va renunța la funcția de președinte al Senatului, iar miniștrilor alde le-a cerut să-și dea demisiile din funcțiile pe care le ocupă, în caz contrar urmând să fie excluși din partid.